Salut, salut și bine te-am găsit la un nou episod special pe acest canal. După cum vedeți acolo jos, m-ați anunțat că s-a făcut update-ul 1.1.4 la Granny. Data trecută a fost update-ul 1.1.3. Habar n-am ce s-a adăugat, o să jucăm pe Impossible cu Random Run, adică o să... Nu o să jucăm asta randomized, o să jucăm un run random pe Impossible. Să vedem, a zis că Slendrina nu știu ce mai face. Așa că haide să vedem și noi, s-a schimbat aici, văd că scrie mai mult More Obstacles and Fewer Weapons, s-a schimbat mai multe chestii aici. Nu uitați să apăsați butonul de like, vreți Granny mai mult, vreți să ne distrăm în Granny, mai facem episoade, ne mai jucăm pe aici, mai dăm rage cu d-astea randomize. Dați like, nu strângem nici măcar like-uri, nu facem nici măcar bani și cel mai grav, nu facem nici măcar vizite. Am înțeles, sunteți unii cărora vă place încă Granny. Dar mulți m-ați părăsit și m-ați lăsat și gata cu Granny. Nu s-a adăugat nimic pe aici, văd că asta e cu Very High. Este modul by Battery Stunt Cakes, se ocupă foarte mișto. Însă nu înțeleg de ce nu bagă chestii, cum ar fi să-l bage pe copilul ăla, pe acolo, pe în casă, să bage chestii, are atâtea șanse să bage chestii, încă nu bagă niciuna săraca. E femeie, cred. Așa am înțeles că e ea, o ea. Hai să vedem, jucăm și noi niște Granny ca pe vremuri, încercăm să-l trecem fără ruta mea, rute random. Să vedem cum se simte, am înțeles că a schimbat ceva la Slendrina și nu mai știu ce face Slendrina. Și o să vedem ce naiba face. Dăm puțin mai tare să simțiți și voi jocul. Revenim cu Granny, băieți. I-a dat cartea direct în dulap. Am dat primul run. Bă, prima senzație e că se simte mult mai smooth jocul. Adică jocul merge mult mai clean. Nu știu dacă merge pe filmare, că YouTube mai taie din frame-uri. Dar jocul merge mult mai clean. Pe filmare s-ar putea să vadă mai șobo scârțat. Așa. M-a văzut Greana, doamna Lena, doamna Greana. Încă e bunicul adăugat. Stați puțin să dau mai ce că bubuie. Încă e bunicul adăugat în joc. Ăsta este primul run pe care mi l-a dat să-l trec. Hai să vedem. Deci cuptorul am văzut că are o altă textură sau mi s-a părut mie, nu știu ce să zic. Hai să vedem pe domnul bun. Putea să-i pună o textură la bunul ăsta, să-l schimbe, să-l facă mai șmecher, însă nu știu ce să zic despre asta. De ce nu schimbă chestii? De ce? Cred că a fixat doar niște bug-uri. Opa! Du-te că vărsaia cheia, bă! Neacai să... Dubiosule! Granny! O strigă, bă! Ca să mă prindă! Ca să mă prindă niște nenorociți! Ok, face schema aia băbească, deschide ușa, dar nu intră. Asta e cea mai tare schemă făcută de aia, fii atent! Așa și nu intră. Uuu, ce bine a pus capcana aia. Senzație. A făcut senzație. Poate mie mult Granny. Mă joc și o Granny puțin. Că puțin jucăm și noi Granny. Greana. Doamna Greana Leana. Hai să vedem unde se duce bunicul. Că văd că bunicul este de la toilet, de la toaletă. La tauletă. Aia! Aia! Ceva acolo nu. Ceva acolo nu. Thank you.
Mergem direct, fără capcane. Avem cheia asta, capă vremuri totul. Ne-a dat exact ruta, dar nu mai țin minte unde sunt chestiile. Ok. Nici măcar nu știm niciun număr. Deci aceeași rută ne-a dat, prima rută. Ne-a dat aceeași rută. Eu nu pot să cred așa ceva. Măcar să fac altă rută, băieți, că asta m-ați văzut-o. Facem altă rută, m-am răzgândit, ăla a fost doar de încălzire. Mi-a dat aceeași rută, oricum eu am trecut și pe random, toate chestiile random. Deci n-are ce să mai mă uimească la jocul ăsta. Vedeți, nu mai e carte. Acum încercăm să trecem pe o altă rută. Până acum nimic schimbat, absolut nimic, nu am văzut nimic schimbat. Să-și o bârcâie bunicul, să-și o mâlcâie. Nimic, nimic, nimic. Niciun item aici. Ar fi putut să ne bage niște challenge-uri, totuși. Măcar un challenge, să nu deschizi ușe, să nu deschizi mai mult de 3 uși. Nu știu, bagă ceva, fi creativ, adică... Nu s-a adăugat nimic, a făcut update. Chiar este update-ul făcut. Și nu i-a adăugat absolut nimic. Ce să-mi facă mie greana? Doamna Greana Leana, ce să... Aoleu! Ui, nu înțeleg, e prima zi totuși! Mă, cum a putut să pună capcană în prima zi? Sau e a treia? A doua zi! A pus capcană în prima zi! Mi se pare uluitor mie! Poate sunt eu nebun, mă! Dar până acum nu punea capcană în prima zi. Și n-am văzut-o pe Slendrina. Am dat Slendrina on și nu a apărut nicio Slendrina. Deci să faci update la joc, nu e că e hate sau ceva, dar trebuie să bage ceva, nu. Să bage o încăpere de 2 ori, habar n-am, nu știu. Cartea se ia aici? Da, știu ranul ăsta. Și e ursuleț, ăsta aici. Update, băieți, s-a făcut update. Până acum n-am văzut absolut nimic schimbat. E identic totul. Am citit logul ăla și s-a updatat doar puțin la bug-uri. Adică să nu mai tragi în grenii cu un glon, să-l omori și pe bunicul. Cu toate că era ok faza aia. Adică dacă îi nimerești pe amândoi, de ce nu? Pune capcane iurea. Să nu pune capcane iurea, nu putea să o repare. Ne băgăm aici. Încerc să fac o magie, să mă reîntorc în joc. Ok, restart aici. Ok, unde-i Slendrina? Am pus, uite. Mai e vreo ceva, vreun semn întrebării? Nu. Bă, măcar o nouă de-aia, o nouă, cum să zic eu. De-asta, dificultate. Mai bagă o dificultate, bagă-o pe grenii mai rapidă. Nici nu pot să vorbesc eu cu Battery Stunt Cakes, că nu am acces. Îi dădeam câteva sugestii să mai bage câte ceva. Bagă-l pe copilul ăla să circule pe aici, pe-n casă.
Dau pe bunicul aproape de tot. Chiar, bă. Uite-vă ce țeapă le-am dat la babalăcii ăștia. Uite-vă, cuptorul e altfel. Uite. Sau nu m-am uitat eu bine la el. Deci uite-te. Na, are script. Dacă ies acum, mă prinde. Are script. Mamă, l-a gonit pe bunicul de aici. Deci, ce update m-a uimit. Nu mai pot update-ul ăsta. Este uimitor update-ul, băieți. Eu nu știu de ce bunicul pleacă încolo. Ia să vedem, vează bunic aici. E aici, ok. Vează bunic. Aoleu, mamă ce mă, ce enervant. Asta e cea mai enervantă chestie. Numărul 2, ok. Hai să vedem și ce e aici. Numărul 2. Nimic. Da, pe Granny, liniștiți, o putem chema aici. Ia uite. Și am reparat tot. Deci numărul 2, numeros dos. Poate să joc Granny ăla nou 2025, a apărut acum. Are foarte multe update-uri. Ia uite cartea, unde e? Ok. Întâi duc cartea, vreau să mă asigur că nu e nimic în baie, nimic. Doamne, urăsc Lendrina. Urăsc Lendrina, nu are niciun sens Lendrina. Te prinde, bă, măcar dacă ți-ar face ceva, ți-ar da slow, ți-ar da... Ți-a spune lui Granny că e acolo, dar n-are ce să-ți facă o fantomă. E neacai să nizmene umblă pe coridor. Hai, mă. Sigur mă vede bunicul. De unde știa? De unde știa? Că i-am închis ușa în nas. De unde știa că nu sunt sucadă? De unde știa? Bă, ce enervant e, mă. E cel mai enervant lucru posibil. Am văzut pe Slender. Mă omoară Slendrina. Slendrina a fost făcute modificări la Slendrina. Fac urât, băieți, că nu prea sunt mulțumit cu ce se întâmplă. Nu prea sunt mulțumit cu ce se întâmplă în jocul ăsta. Două ori m-a omorât Slendrina, fără niciun motiv. Zero motive m-a omorât Slendrina. O milisecundă m-am uitat la ea. Nu e ca și cum am stat 3 secunde, 4, 5, 6, 7. O milisecundă m-am uitat și m-a omorât. Ne vede domnul Boșo. La Boșorog. Nu mai mă vezi. Acum e pe hol. Pe coridor e omul meu.
Mr. Sakuz Style. Pe coridor. Încercăm să ne calmăm puțin. Nu știu ranul ăsta, nu l-am jucat niciodată. Ce au crește? Ah. De ce aș lua creștele aici? Băi, lasă vrăjala aia că pui tu capcane acolo la ușă. Aoleu, uite cum a zburat creștele la peste capcana aia, îmi pare rău. Îmi cer mii de lei, scuze, mii de lei. Îmi cer mii de lei. The Great! Hai mă, pleacă de aici. Oare pot să fac? Bagul? Nu pot să-l faci pe PC. Na, niciodată nu pot să-l faci pe PC. Granny, trece înapoi. Mamă, nu este niciun item aici. Nici măcar un item nu a fost găsit. Aici, dacă stai cât mai departe, te cheia pe ea așa, ok. I'm hungry! E foame! Lasă-o pe scârțar! Îi e foame. Îi e fomiță. Ia să vedem noi. Ce căuta? Ce căuta în garaj? I mean, ce căuta în garaj? N-avea ce să caute în garaj. Aude, s-aud pași. Țic, 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 țic. Nu știi dacă s-au pe pe tavan, aici sus, nu știu dacă s-aud jos. S-aud. I'm hungry! I'm hungry! Mi-e foame! I'm hungry! Săraca Granny, nu mai știe unde să ducă. Nimic. Ok. Încercăm să facem ușa principală. Avem deja cleștele. Ne mai trăie cocianu. Arma nu am găsit-o. Vine și bunicul aici.
încerc să o bag și pe Granny acolo unde se duce bunicul. Să plece și ea puțin. Văd că nu vrea. Bunicul are treabă pe acolo, placioară. Pentru numele lui Dumnezeu cu scripturile astea! Mă, nu avea de unde să știe că sunt eu în spate. Come on, mă, astea sunt scripturi codate și scriptate să te știe că ești în spate agățat, mă. Dar n-are niciun sens ce se întâmplă. Zero sens. Hai că bunicul e la aia, avem timp să cotrobăim pe aici. Nici măcar nu am găsit cartea. Nimic. Capac motor, carte aici. Bă, am apăsat pe geam, bă! Nu o spune, măcar ziua 3. Bravo, ziua 4. Continuăm cu asta până la final. Apăsat pe geam, sincer să fiu cu tine, am apăsat. Cum să ies niciodată pe acolo. A lucrat la Slendrina. A lucrat puțin la Slendrina. E bine că s-a lucrat măcar. Măcar s-a lucrat. Ca să duci ursulețul ăla la Slendrina, e insane. Trebuie să-ți bați capul cu o tonă de chestii. S-a lucrat la Slendrina, băieți. Cam așa s-a lucrat. Te vede, ești mort. Personal, mai bine adăuga altceva decât Slendrina asta. E și invincibilă. Nu face nici nimic. Show. Nu-mi place Slendrina deloc, nu sunt un fan. Mai bine l-a adăugat pe Nosferatul ăla, pe Mormeratul. Era super mișto. Trei să fie mă în casă. Sus. Nosferatul mai trebuie adăugat, eu așa zic. Hai mă! Cotii omului Dumnezeu! De ce? Care erau șansele, mă, să vină ăla, boracul ăla? Mr. Borakov. Mr. Borbakov. Care erau șansele să-ți vină pe acolo? Cam 1%. Nu știu, băieți, nu m-a impresionat, din păcate. Hai, bă, să văd ce e mașina. Hai să vedem. Baterie nu ne trebuie. Bă, s-ar putea să meargă mașina. Cheia armă. S-ar putea să dăm drumul la o mașină. Uite asta de care vorbeam eu. Ar merge, ar putea merge o mașină. Ce frumos am aruncat. Yummy.
Yummy, yummy! I see you! Uh-huh! Yummy! Yummy! Well, you! Așa arată niște nonorociți șoboscârțați care vin unul după altul și ăla apucă ușa ca ultimul autobuz. Brr, brr. Să scot sunete aici, băieți, îmi pare rău. Unu, 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 avem și numărul. Nu lași capcana aici. Unde e cartea? Am văzut cartea. S-a lucrat la Sledrina! Ce lucrat e ăsta, mă? Păi de-aia, mă, nu joacă lumea, mă, cu Sledrina One. Păi nu ai, mă, nicio șansă. Ce am văzut, mă? Am dat, am tras de mouse, e tot ești mort. Mă, frate, dacă miști puțin, să zicem că miști așa, uite așa. Gata. S-a dus animația, că m-am prins. Adică nu stau și mă uit la ea. Nu mai știu unde văzui cartea. Când pun bunic aici. Da, să nu te mai auzi acum, că ne supărăm. Carte. Acum ne uităm pe geam că e bunicul pe aici. El vrea să se joace. Bă, du-te, mă, și lasă-mă, mă. Nu le-a mai trebuit să încerce ușa de 3 ori, de data asta o deschid în prima. Bunica, bunica, Sledrina, bunicu, bă, Eugen, bă, 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 Karate Kid, 2023. Ce căuta Sledrina dacă-ți vine bunica? Nu, n-are niciun sens. S-a lucrat, mă! De ce ai jucat cu Sledrina? Care te omoară, nici măcar nu te uiți la ea și te omoară. Ok, numărul 1 era, da? Mergem și luăm în pământ, că n-am mai intrat de mult pe pământ. Exact unde am eu treabă. Exact, exact. Nimic. A început melodia la blană. Numărul 1. Avem și aia de mătrășit. Na.
Cosmo. Scoate muzica. N-are niciun sens. Nimic. Nimic. Absolut nimic pe aici. Nimic. Nimic. Totul este nimic. Nimic, 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 nimic. Și numărul 1, că am văzut acolo scria 1, sperăm să nu fie la run. Am văzut foarte bine că scria 1. Cleștele, bun, ăsta e bun. Dăm cu tupe înainte, băieți. Ok, ea vine pe acolo. Trebuie să ascultăm cu urecul. Există zero șanse să o ia pe aici. Mama, mama, mama. Mamă, cât de repede merge. Imposibil, imposibil să te ferești și de capcană. E imposibil să te ferești și de capcană și mai să și fugi. Ai făcut și o boscârțare aia, deci tu mergi drept, da? Făcut și o boscârțare aia, așa ai pierdut timp. Ea merge drept. E ireal, ireal. Asta este. Nici măcar o dată nu am luat arma în episodul ăsta. Mamă, pleacă ca serios. Deja e aiurea rău de tot. Deja e aiurea rău. Parcă vrea să scap cu mașina, acum am de cheia ruși. Băieți, îmi spuneți ce părere aveți de update-ul ăsta? Nu m-aș obuscărța deloc la cap. Pare identic cu jocul trecut. Adăugam o cușcă de câini aici, adăugam pe copilul ăla, ceva să adaug. Fac diferit, nu știu. Mic. Nimic. Nimic, luăm ursulețul. Manivela. Acum încercăm să șoboscărțăm puțin. Ne cai să nu-l vedem. Tras la genunchi, unde are apă. De, m-a luat pe-n perete. Telecomanda acolo, frumos. Cu pantaloni învăzați cu alea. Nu mai cânta, ok. Cheia pământ.
Greana, te avertizez. Ah, ce eram eu? Bun, nici nu mai știam unde eram. Dacă nu spunea el, nu mai știam unde eram. I-a dus în cunoștința cu totul. În mod normal, te uiți pe aia și dai așa, dar nu, nu în jocul ăsta. Nu în jocul ăsta, că ne supărăm. Pușcociu, o să și-l ia. Mâncare de păianjen, nici nu mai ne trebuie. Nu vine. Și-a luat pușca, bă. Și-a luat pușcuciu. Și-a luat pușca, nea Vasile. Pune mâna pe puști el, el e puternic. E pușca și cureaua lată, e simbolul României el. Și-a luat pușca al meu. Capac motor. Uite-mă, uite-mă cum mor. Băga-mi aia și piciorul să-mi bag în el de joc. Nici măcar nu m-am uitat la ea. Am tras încolo, te trage în coasă. A lucrat la Slendrina mult de tot. Ăsta e episodul după ziua de astăzi. Să vedem dacă mai continuăm sau nu. Dacă nu încep cu Granny ăla nou remake, care și cel e ok. Uitați de like, pa, pa.